Iată-ne astăzi în casa Domnului, la o zi frumoasă, importantă, a intrării Mântuitorului nostru Iisus Hristos prin porțile Ierusalimului. Bine e ca sufletul nostru să fie plin și împăcat, nu doar cu o bucată de pește și cu alte alimente și băuturi, ci ca sufletul nostru și imbibat să fie și prin fizicul nostru trăirea noastră aceste mari sărbători, așa cum au avut-o acum 2000 de ani, cei care erau prezenți în Betsaida, în preajma Mântuitorului Hristos. Evenimentul mare era de la faptul că, deși nu era... E interesantă mișcarea. Televiziunea publică Moldova 1 a început să transmită deja nu de la Catedrala Metropolitană, a metropoliei majoritare pravoslavnice, subordonată Patriarhiei Moscovei, dar a început să transmită de la Biserica Teodora de la Sihla, care nici măcar nu-i subordonată Metropoliei Basarabiei, ci se pare că a fost afiliată unei noi metropolii ortodoxe create recent, câțiva ani în urmă, vreo 5 ani în urmă, ci că Metropolia Moldovei de Est sau ceva de felul ăsta. Deci, na, e o schimbare radicală, dar uitați-vă, preotul Ciuntu vorbește despre florii, despre o sărbătoare secundară azi, în timp ce catolicii, protestanții, musulmanii, persoanele de rit iudaic, serbează Ramadanul, Pesahul și Paștele. Despre asta nu se vorbește nimic la televiziunea publică. Și grav. E un partizanat revoltător. Măcar partizanatul acela pentru biserica majoritară era de explicat că reprezenta populația majoritară. Dar aici reprezintă un cult nu doar minoritar, dar artificial, recent creat. Și e un partizanat nejustificat pentru televiziunea publică, întreținută din banii, din impozitele tuturor, inclusiv ale musulmanilor, ale evreilor, ale ateilor și ale protestanților și catolicilor, care nu sunt foarte mulți, dar sunt, există. În mod sigur sunt mai mulți decât ortodoxii care vizitează, iată, biserica asta. Și cărora e adevărat puțin le pasă de care metropolie ține și cărui patriarhii se subordonează. La televiziunea publică totuși ar trebui să-și pună problema asta, pe cine și de ce promovează. Mie mi se pare nedrept, greșit și moral, etic și legal să favorizeze în zi de Paște catolic, de Pesah evreiesc, de Ramadan musulman, să dai indirect de la o catedrală ortodoxă și încă de rit vechi care servează ceva secundar. Hai să mai ascultăm să vedem ce zice preotul, că s-ar putea să fie și în discursul lui probleme. Deci l-au preferat pe Ciuntu, metropolitului Vladimir, ca să nu se audă laude la adresa patriarhului și la adresa lui Putin și justificări pentru invazia rusească din Ucraina, dar să vedem ce zice Ciuntu. Fizicul nostru, cum vedem oamenii, cum se mișcă și toate celelalte lucrurile acestea, am zis, cum ar putea să... Când vorbim de energia puternică ieșită din comun, care este lucrativă, lucrurile acestea, da, este altceva. Este altceva când medicul zice, dar cum poate, gata, s-a închegat sângele, a murit creierul, gata, s-a terminat cu omul. Asta este situații omenești pe cât le înțelegem și le cunoaștem noi și medicina. Când acest reactor și această energie la Dumnezeu pulsează și tot le reactivează și le pune să face resetarea din nou, este cu totul altceva.
Așa este mintea noastră, îngustată pe măsura cât noi putem percepe. S-ar fi părut că știința a ajuns foarte departe. A ajuns departe. Dar nu e atât de departe, pentru că este 0,00000003%. De asta zic că este foarte puțin comparativ cu veșnicie și cu ceea ce Dumnezeu ne le pune la dispoziția noastră. Pentru aceasta, dragii mei, învierea lui Lazar este semnalul important pentru lumea de atunci și pentru noi, cei de astăzi, după două milenii. Țineți cont, dragii mei, de faptul că Mântuitorul venit au în trei rânduri cu, să zicem așa, popular pentru noi moldovenii, cu învieri în trei feluri. Una, învierea lumii, care cunoaște pica lui Iair, a lui Lazar, învierea ceea ce ține puterea și lucrativă asupra naturii. Aceleași povești antice, biblice, care sunt în contradicție cu știința, cu cercetările, descoperirile istorice și același dispreț pentru cercetarea științifică. Ci că știința a explicat lumea în proporție de 0,000 din realitate, din adevăr. Dar biserica, religia, nici atât n-a explicat. Ce a explicat știința? A zis că pământul e plat și că se sprijină pe broaște țestoase și pe elefanți? Penibil, nu e adevărat. Realitatea a demonstrat altceva. Că cerul e tare și pe el sunt șurubate stelele și luna, s-a constatat că nu e adevărat. Iată, au zburat oamenii în cosmos, au ajuns pe lună, au trimis nave pe Marte, pe Venus, au ieșit dincolo de Jupiter și de Pluton. Iar religia insistă pe poveștile cele total greșite, care vorbește despre un șarpe vorbitor, care vorbește despre chestii care după aceea s-au demonstrat a fi neadevărate. Și acum vorbește să nu rănești robul tău, dar robia, sclavia de mult a fost abolită și s-a constatat a fi și nedemnă, neetică, imorală și de asta s-au făcut legi ca să interzică sclavia. Pe când religia și acum vă numește pe toți credincioșii robii lui Dumnezeu și pe preoți îi numește păstori, adică un fel de ciobieni, iar voi oi. Timpul e până ceas când va chema Dumnezeu la sine. O secundă, vă rog. Mai devreme preotul a rugat niște părinți cu copii să iasă să se mai plimbe, că îl deranja zgomotul, plânsul copiilor. Viața noastră să fie concentrată prin rugăciune, prin trăire, prin curățenie. Nu așteptați și nu vă conduceți după cărți că credința nu este o știință. Credința este prin ceea ce trăiești, prin ceea ce le simți. Ori este, ori nu este. Pentru aceasta, liniștit, luați ușor. Dați câteva palme așa ușor și faceți o dată de locare. O leșinat cineva, vă dați seama, spațiul acela închis. Dragii mei, vă dorim ca bunul Dumnezeu în această Sfântă Duminică a Florilor. Să consume oxigenul. Acest curent demonstrat științific, fumul de tămâie, lumânările care ard, dăunează sănătăți. Nu, oamenii insistă să se ducă la biserică, iată, și bărbați și femei, unii își pun mască, dar să lucreze prin fiecare dintre noi. Compensează lipsa de oxigen de acolo, trebuie aerisire. Vă dorim ca bunul Dumnezeu prin această credință să vă aducă lumină sufletului, minței, trăire cu multă ardoare, cu multă râvnă, ca să întâmpinăm ziua învierii Mântuitorului Hristos, împăcați cu sufletul, cu seminii noștri, cu tot ce-i scump și dragi, cu cei care trăiesc. E atât de adevărată credința asta încât ei nu știu, nu se pot înțelege când a înviat ci că Dumnezeu, iată, unii servează cu o săptămână, alții cu două săptămâni mai târziu
sau mai devreme. Îți dai seama cât e de exact. Pe când știința îți calculează la secundă, îți poate spune când o să fie următoarea eclipsă de soare, următoarea eclipsă de lună și tot așa. Misiunea noastră în direct. Vom aminti că astăzi sărbătorim Floriile, una din frumoasele sărbători care ne pregătesc în mod special de învierea Domnului nostru Iisus Hristos. Învierea Domnului rămâne cea mai mare sărbătoare creștină și în anul curent, în noaptea învierii, clopotele vor chema creștinii la rugăciune, la împărtășirea marii bucurii a învierii din morțea Mântuitorului nostru Iisus Hristos. Noi, ca fiecare an, vă îndemnăm să fiți alături de noi pentru a întâlni împreună Paștele. La fel vom reaminti că și în anul curent Sfânta Lumina din Ierusalim va fi adusă la Chișinău. Moldova 1 va transmite în direct ceremonia de aducere a Luminii Sfinte. Vă îndemnăm să urmăriți programele Moldova 1 în Sâmbăta Paștului pentru a nu rata acest eveniment, care nu are o oră fixă. De asemenea, în noaptea învierii, începând cu ora 23:45, vă așteptăm la transmisiunea directă a slujbei pascale. Până atunci, să ne pătrundem de măreția sărbătorii de astăzi, a intrării Domnului în Ierusalim, sărbătoare care vă dorim să vă aducă mult spor duhovnicesc. Sunt Iulian Proca și vă doresc o sărbătoare frumoasă. La revedere! Pace! E atunci când mă trezesc. Iulian Proca, ăsta e un reporter, un comentator partizan care face prozelitism religios și nu e deloc echidistant și corect cum ar trebui să fie un jurnalist. Deci televiziunea publică se descalifică cu acest prezentator și cu această emisiune și cu acest partizanat de la o biserică, de la o catedrală marginală, părerea mea.